Frigul lovește din nou banatul. După ce ne-am bucurat de zile călduroase, luna martie vine cu temperaturi ceva mai scăzute. Iată prognoza făcută de Administrația Națională de Meteorologie pentru următoarele două săptămâni în banat. În primele două zile din interval, vremea va fi deosebit de caldă, cu medii ale valorilor diurne în jurul a 17 grade și a celor nocturne de 5-6 grade. Ulterior, valorile termice vor fi în scădere până în jurul datei de 8 martie, când se vor înregistra medii ale maximelor de 11 grade și ale minimelor de 1-2 grade. În restul intervalului vor mai fi variații termice, dar în general tendința va fi de creștere a valorilor de temperatură și se vor înregistra medii diurne de 13-16 grade și nocturne de 3-5 grade, a informat ANM. Potrivit meteorologilor, probabilitatea pentru precipitații va fi mai ridicată în zilele de 6, 7 și 8 martie și după data de 11 martie.